Guvernul canadian a anunțat că prelungește până la sfârșitul lunii octombrie măsura închiderii frontierelor pentru cetățenii străini, cu excepția celor a căror prezență pe teritoriul său este considerată esențială. Prelungim restricțiile existente privind călătoriile internaționale din alte țări decât Statele Unite în Canada până pe 31 octombrie, a anunțat pe Twitter ministrul canadian al siguranței publice. Începând din martie anul trecut, călătorii care sosesc în Canada, indiferent dacă sunt sau nu cetățeni canadieni, trebuie să respecte o carantină obligatorie de 14 zile pentru a preveni răspândirea noului coronavirus. De la începutul lunii iunie, cetățenii străini se pot alătura familiilor care locuiesc în Canada dacă sunt soți, copii, părinți sau tutori legali ai unor cetățeni canadieni. La rândul său, granița Canadei cu SUA rămâne închisă până pe 21 octombrie ca parte a unui acord bilateral separat cu Washingtonul. Închiderea cele mai lungi frontiere terestre din lume a fost decisă în martie și reînnoită în fiecare lună. Canada a raportat aproape 160.000 de noi cazuri și peste 9.300 de decese până în momentul de față.